Cine nu cunoaște rugăciunea Tatăl nostru? Cel puțin știu că frații ortodoxi, baptiști, totdeauna declară această rugăciune, se roagă cu această rugăciune. Și nu este nimic rău. Dar partea tristă este că pentru cei mai mulți a ajuns să fie doar o formulă, să devină doar un stil anume de a repeta rugăciunea domnească, în speranța că ne ajută. Cunosc mulți ortodoxi care foarte mult pune bază numai pe aceasta. Știu un băiat într-o situație dificilă prin care a trecut și în momentele acelea ne-a povestit el, a însumânat-o pe mama acasă, el era aici, maică-sa România, să spună rugăciunea Tatăl nostru. Și ceva, nici maică-sa nu știa decât așa câteva cuvinte. Dar credința face mult. Dacă mulți își pun credința că această rugăciune lucrează, poate că vor avea parte de anumite răspunsuri. Dar noi nu vrem să fim acele persoane care doar repetăm o rugăciune care a fost spusă de Domnul Iisus, dar noi nu înțelegem semnătatea, adâncimile care Domnul Iisus a vrut să ne spună. Domnul Iisus nu ne-a dat această rugăciune să o repetăm întotdeauna, ci să trăim și să realizăm cât de profundă este și ce adâncim și ce binecuvântări vom avea. V-a spus vreodată întrebarea, oare de ce ucenicii nu l-a întrebat pe Domnul Iisus, Doamne, cum faci Tu minuni? Cum înviezi Tu morții? Care este secretul Tău de mulțești pâinile? Nu, ei n-au venit să-L întrebe asta. N-a zis, dăm darul acela ca să scoți demonii afară. Și ei a întrebat și a spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. De ce? Pentru că ei au observat în fiecare seară, noapte, Domnul Iisus se retrăgea singur să vorbească cu Tata, cu Dumnezeu Atotputernic. Și a doua zi, minun se întâmpla. Și ce-o fi zis ei mintea lor? Stai, ce se întâmplă? Stă o noapte în rugăciune. Și apoi, într-un minut, demonii au ieșit afară sau într-un minut pâinile s-au mulțit sau atâția bolnavi au fost vindecați. Care este secretul? Rugăciunea. Rugăciunea toată noaptea. Pentru că Domnul Iisus a spus, eu nu vreau să fac decât ce-L văd pe Tata făcând. Aici este o mare cheie. Că de multe ori noi ne rugăm și nu zice nimeni că nu ne rugăm bine, dar e voia Domnului în toate. Câți bolnavi nu erau. Dar Domnul Iisus nu i-a vindecat pe toți. Sunt niște taine. Dar acum să mergem la acest subiect a rugăciunii Tatăl nostru. Mai întâi de toate, cea mai importantă, prima și cea mai importantă regulă a rugăciunii este să ne aducem aminte, să fim conștienți de cine este cel căruia noi adresăm rugăciunea. Am mai spus lucrul acesta, dar vreau să ne reamintim. Când venim la rugăciune, indiferent de locul în care ești, că ești singur, ești la grup, ești în biserică, ești în mașină, pe stradă, unde ai fi, haideți să avem câteva momente de meditare înainte. Stai puțin, cui mă rog? Nu e așa că a devenit o rutină? Nu e așa că a devenit o obișnuință? Repede să vorbim, să spunem, să ne plângem, să declarăm, să poruncim. Dar prea puțin rezultat sau chiar deloc. Nu vă mișcă acest lucru, nu sunteți nemulțumiți de faptul că ne rugăm, vorbim fiecare în dreptul nostru și nu vedem rezultat decât foarte puțin sau deloc. Care este secretul? Hai să învățăm. Acum suntem în proces de a învăța lucrurile mai profunde. Deci vrem cu adevărat relația noastră cu Domnul să fie mult mai puternică. Nu vreau să insist să primim neapărat răspuns. Mult mai important decât a primi răspunsul urgent de care ai nevoie este părtășia noastră cu Tata, să o dezvoltăm, să-L cunoaștem, să-L iubim. Aceasta este primul punct. Și de aici urmează celelalte și va fi rugăciunile mai ușoare și chiar dacă răspunsul întârzie, noi avem pace și ne bucurăm. Deci să stăm să medităm cine este Dumnezeu.
În momentul când noi medităm mult mai mult în fiecare zi la cine este Dumnezeu, vă asigur că ceva se schimbă, se mișcă în noi. Dar uităm. Am scris și eu multe despre Dumnezeu, am citit multe cărți despre Dumnezeu și în momentul când mă concentrez puțin mai mult la acest subiect, cine este El, la sfințenia Lui, la puterea Lui, la dragostea Lui, simt cum nivelul credinței se ridică. Pacea, bucuria, toate. Deja parcă, wow, intru în lumea Lui. Dar dacă vin încercările, vin distragerile, greutățile, serviciul, fiecare și are problemele lor, când venim la rugăciune, parcă este așa de trist, că nu mai avem acea revelație a majestății lui Dumnezeu, a frumuseții lui, a puterii lui, acelui care zice și se face, acelui care a creat întreg universul și se pleacă până la mine un pumn de țărână. Acela care vedem pe paginile Scripturii, care a zis, eu sunt cel ce sunt. Adică cum, Doamne, de ce ți-ai pus tu acest nume? Dumnezeu are atâtea nume, dar numele pe care l-a dat lui Moise, acesta a fost Yahweh. Eu sunt cel ce sunt. Meditam aseară acest verset și zic, Doamne, ok, eu sunt cel ce sunt, dar pare că nu este un nume. Și atunci am simțit așa o călăuză, eu sunt absolut totul. Nu mă poți limita, nu mă poți compara, nu mă poți băga într-un anumit sistem. Eu sunt absolut totul, infinit, desăvârșit. Sunt tot ceea ce voi aveți nevoie. Nu e așa că e minunat? De aceea, de multe ori venim și ne rugăm de pe acest teren al îndoielii, al necredinței, al frustrării, al disperării, în loc să venim să ne rugăm de pe terenul credinței. În rugăciune, în primul rând, trebuie să înțelegem că noi avem o întâlnire reală cu Dumnezeu. Această întâlnire trebuie să se facă, o putem face oricând și într-un minut și într-o 10 ore și în 2 ore și în orice loc. Dar important este să fii conștient de prezența Lui și cine este El. Nu începe imediat să dai drumul la cuvinte până nu meditezi puțin înăuntrul tău cine este Cel căruia tu te adresezi. În momentul când noi petrecem mai mult timp cu Dumnezeu și realizăm că este Tatăl nostru, acea întâlnire care nu se produce așa ușor și nu toți au parte de ea. De ce nu vrea Dumnezeu? Ba da, Dumnezeu vrea. Dar sunt niște pași pe care trebuie să-i facem. Este un timp care să meditezi, să perseverezi, o disciplinare, să zici nu te las până nu mi te arăți, nu te las până nu mă binecuvintez, nu te las ca și Iacov. Da? Și cu siguranță, cel care s-a întâlnit cu Dumnezeu, mereu spun acest cuvânt în engleză, encounter. Nu e o întâlnire, ok, m-am întâlnit față în față cu El. Este ceva supranatural, o întâlnire în Duhul, la nivele înalte. Ceva s-a produs în viața ta, atunci totul se schimbă. Să-L căutăm mai întâi pe Dumnezeu decât problemele noastre și răspund la problemele noastre este cea mai importantă parte a timpului nostru de rugăciune. Deci nu venim imediat și doar să cerem. Ne aducem aminte la Ieremia 29:13, ne spune, voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Îl căutăm noi cu toată inima pe Domnul? Îl căutăm mai mult pentru probleme, pentru rezolvare, nu-i așa? Hai să schimbăm prioritățile. Și o să vezi că celelalte vor veni pe deasupra, ne spune Domnul. La Ieremia îmi place de asemenea, ce frumos, Dumnezeu se pleacă cumva până la poporul Lui, ca cineva mult mai aproape, numai la distanță ai de Dumnezeu, atotputernic, judecător, care îi pedepsea, care stârnea furtuna. Nu, este Dumnezeu care s-a apropiat de inima omului și spune la Ieremia 32:38, ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Le voi da o inimă și o cale, ca să se teamă de mine totdeauna spre
fericirea lor și a copiilor după ei. Voi încheia cu ei un legământ veșnic, ca nu mă voi mai întoarce, că nu mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica de mine, ca să nu se depărteze de mine. Mă voi bucura să le fac bine. Îi voi sădi cu adevărat în țara aceasta, din toată inima și din tot sufletul meu. Îți imaginezi pe Dumnezeu acesta tot puternic, care este, am vorbit despre tronul lui de foc, când totul se pleacă înaintea lui și strigă sfânt, sfânt și nimeni nu poate să stea în prezența sfințeniei lui. Spune aceste cuvinte, mă bucur să-ți fac bine, din toată inima mea și din tot sufletul meu. Așa spune cuvântul despre Dumnezeu, spune așa. Deci, mulți nu se poate apropia de Dumnezeu, că îl vede prea mult la distanță, în sfințenia lui, în autoritatea lui. Și e bine că azi, ce spune, le voi pune frica de mine să nu se depărteze de mine. Și cum Domnul se apropie de noi? Din toată inima mea și din tot sufletul meu, vreau să vă fac bine. Alte cuvinte, de ce vă depărtați? De ce alegeți păcatul? De ce alegeți lumea și firea? Și nu veniți la mine care eu vreau să vă fac bine. Prin cuvânt și rugăciune este singura modalitate de a-L cunoaște pe Dumnezeu, chemarea Lui, voia Lui pentru viețile noastre și, bineînțeles, ajungem să fim una cu El. Rugăciunea nu înseamnă doar a cere și a primi, ci este modul în care suntem atrași la Dumnezeu, de Dumnezeu. Iacob 4:8 zice, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Vedeți ce Dumnezeu minunat avem. Noi trebuie să facem un pas. El face 10, cu alte cuvinte. Să ne apropiem de El și El va veni la noi. Suntem chemați să facem o diferență în lumea aceasta, în viețile noastre, în viețile altora. De aceea rugăciunea este atât de importantă și nu vreau să fie doar un obicei. Când avem ce face, să pierdem timp, hai la rugăciune și dăm din gură și spunem nu. Trebuie să fie cea mai calitativă perioadă în viața noastră. Că vorbim cu Creatorul Universului, care este Tatăl nostru. Acum, ce înseamnă Tatăl nostru? Sunt foarte multe de spus, vă spun cu cât meditam, wow, păi zic la fiecare puncte, am vreo 7 puncte, trebuie să petrec o oră la fiecare punct, dar așa, în mare și apoi fiecare vă dau îndemn să studiați acasă, vă dau temă de casă. Noi trebuie să-L vedem pe Dumnezeu ca Tatăl nostru, ca Tatăl nostru cel mai bun, milostiv, plin de îndurare, plin de bunătate, de îndelungă răbdare. El este Tatăl nostru. Aba mai înseamnă tăticu. E foarte greu, știu, mai vorbit despre aceasta, dar din nou, Duhul Domnului vrea să ne readucă aminte. Mulți rămân într-o stare de împietrire, într-o stare de vinovăție, într-o stare de religiozitate, pentru că nu au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu ca și tăticul lor. Și te asigur că sunt mai puține șanse să păcătuiești când îl vezi pe Dumnezeu ca și tăticul tău, decât atunci când îl vezi doar un foc mistuitor și ți-e frică să nu te bagi în iad. Da? Pentru că se produce o conexie vitală, sufletească, de la inimă la inimă, cu inima lui Dumnezeu și nu mai poți să păcătuiești. Deci natura lui intră în tine și urăși păcatul, ți-e scârbă de orice ar putea să se numească păcat, care poate tu altădată ți-a plăcut să vezi la alții. Nu mai dorești așa ceva. Trebuie să recunoaștem că Dumnezeu este Tatăl nostru și asta înseamnă că El este sursa noastră, sursa tuturor. El ne cunoaște nevoile și El vrea să ne ajute. Lui pasă de noi, El ne iubește, El ne poartă de grijă, El este lângă noi întotdeauna. Și înainte să-I cerem, El deja știe de ceea ce avem nevoie. Nu e așa că acum pui întrebarea, atunci de ce să mai cer dacă Dumnezeu știe? Asta este legea lăsată de Dumnezeu pe pământ, ca noi să cerem și El să ne răspundă. Mergem, deci, am făcut doar o introducere la Matei 6:6, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău care este nascuns și Tatăl tău care vede nascuns, îți va răspăti. Vedeți cât de important este timpul personal, intim, petrecut cu Dumnezeu Tatăl. Merg mai departe că vreau să ajungem exact la rugăciunea Tatăl nostru. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri.
sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci de veci. Amin. Și acum le luăm pe fiecare în parte. Deci Tatăl nostru, am vorbit puțin despre Tatăl nostru care este în ceruri. Este tăticul nostru, este în același timp, e tăticul meu. Da, tăticul meu, am drăsneală să mă duc la el, deci știu cine este, știu atotputernicia lui, știu caracterul lui, știu numele lui. Și aceasta îndemnă acea încredințare să vină înaintea tronului lui Dumnezeu, bineînțeles prin jertfa Domnului Iisus, de a cere orice când am nevoie. Dar din nou repet și accentuez, venim la Domnul întâi să-L onorăm, să-L lăudăm, să căutăm fața Lui, să-L iubim pe El. Dumnezeu este atotputernic, da? Este omniprezent, este omniștient, deci El știe totul, El poate totul, cunoaște totul, dar El este în cer. Este greu de înțeles pentru mintea omenească limitată suveranitatea lui Dumnezeu, supremația lui Dumnezeu, care este pretutindeni în același loc, în același timp și la mine și la tine și în toată lumea. Dar totuși El este în cer. El este în cer, dar de aici să realizăm atotputernicia Lui. El știe totul, poate totul, este peste tot în același timp. Diavolul nu este peste tot în același timp. El este doar un înger creat, este doar într-un loc. Are demonii lui peste tot. De aceea nu mai tot numiți pe Satana, că a venit Satana la mine. Nu vine la tine, vezi de treabă. Cine știe la ce mari oameni și ce locuri importante este. Nu vine el chiar la tine. Vine duhurile necurate la tine și la mine. Dar acum, zice Tatăl nostru că ești în ceruri. Noi suntem o rugăciune, da? Trebuie să ne aducem aminte cine spune cuvântul la Efeseni 2:6. El, adică Hristos, ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem în locurile cerești în Hristos Iisus. V-am mai spus o revelație care mi-a dat-o Domnul câteva săptămâni în urmă. Domnul mi-a spus să ne vedem în locurile cerești. Rugăciunea noastră nu mai trebuie să fie de pe pământ, ci trebuie să fie de aici. În Hristos, asta înseamnă în Duhul. De ce? Cât timp suntem aici pe pământ, rugăciunea noastră este plină de durere, de îndoială, de necredință, numai de jale, numai de supărare. Vezi toate stările care sunt în jurul tău, care te amenință, lucrurile, cum am vorbit data trecută, ofensele, supărările. Și rugăciunea e foarte greu să penetreze. Foarte multă luptă trebuie să penetrezi din punctul acesta. Dar când ajungem prin credință în Duhul, să ajungem să fim în locurile cerești, în Hristos, unde este dimensiunea și domeniul lui Dumnezeu, rugăciunea va fi foarte ușoară. De ce? Una, va fi insuflată de Dumnezeu. Vei înțelege planul și voia lui Dumnezeu. Vei ști exact cât să te rogi, ce să te rogi, cât să cânți și acolo poți să te lupți. Și acolo vine travaliu și acolo vin lacrimi. Dar sunt în Hristos, împreună cu Hristos. Hristos se roagă tot timpul, mijlocește pentru noi, Duhul Sfânt mijlocește pentru noi. Deci avem cei mai puternici parteneri în rugăciune, și Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Dar unde? În locurile cerești. Aici trebuie noi să medităm mult și nu este ușor să ajungi acolo. Mi s-a întâmplat de mai multe ori, când, trecând prin diferite circunstanțe, diferite dureri, supărări, amintiri, și am simțit de multe ori povară că m-a apăsat de nu mai putea și mă pun în genunchi și mă pun pe plâns și pe rugăciune și zic și spun de toate acolo. Și am văzut frumusețea Domnului că e nevoie să te descarci, deci ești încă aici și îți descarci durerea și spui ce-ți place, ce nu-ți place, spui ce dorești, dar încă ești aici și simți acea durere care te macină, te chinuie, de ce nu răspunde Dumnezeu sau de ce s-a întâmplat asta sau până când o am nevoie trece pe aici și tot felul fiecare ne știm situațiile și circumstanțele prin care trecem. E foarte greu. Durerea mare este că cei mai mulți rămân tot aici, se ridică și pleacă. Nu, rămâi. După o oră de rugăciune, de plâns, de agonie, pot să spun,
Nu odată mi s-a întâmplat lucrul acesta, de aceea vreau să vă încurajez. Am simțit dintr-o dată, după ce m-am descărcat, i-am descărcat Domnului durerea povară, am simțit dintr-o dată că am ajuns în locurile cerești. Hristos Iisus. Aici eram total alta. Rodica încă era acolo în genunchi și se ruga, plângea. Dar în Duhul dintr-o dată am simțit că sunt aici. Aici rugăciunea a fost total diferită. Am început dintr-o dată să vorbesc în limbi, am început să declar, am început să vorbesc numai cuvântul lui Dumnezeu care venea automat. Eram total altă persoană decât am fost aici. Au început travaliu, au început să mijlocesc cum Domnul îmi călăuzea. Și așa o tărie, credință, era cu totul altceva. Asta, dar rugăciune, că știi sigur că ești în Duhul, știi sigur că ești ascultat, știi sigur că ești aici, în locurile cerești. Aici realizezi clar cui te adresezi, cine este Tatăl tău, cine e Domnul Iisus. Și când te ridici la rugăciune, ai o pace, o bucurie, că n-ai mai vrea să pleci de acolo, n-ai mai vrea să cobori din nou. Deci, nu se poate ajunge dintr-o dată. Alteori putem, mai repede, depinde de circunstanțe. Deci rugăciunea noastră trebuie să fie făcută de acolo și cel mai bine și cel mai indicat este începând cu vorbirea în limbi. Este trist pentru cei care nu au acest har, dar de a vorbi în limbi, dar asta nu înseamnă că este imposibil ca să se conecteze cu Dumnezeu și să poată să discearnă, să priceapă voia lui Dumnezeu. Acolo noi ne angajăm să fim una cu Dumnezeu, în planul Lui, în voia Lui, și în scopul lui care îl are pentru situațiile noastre. Dar ceea ce este foarte important, să nu uităm de la început. Când a zis cum să ne rugăm, a zis Tatăl nostru. Adu-ți aminte. Acum Domnul ne învață să ne rugăm la plural, să ne rugăm pentru toți care trec prin aceea situație ca și a ta, ca și a mea. Asta este planul și voia lui Dumnezeu. Pentru să nu fim doar egoiști doar pentru noi, durerea mea, necazul meu și mă plâng mereu de durerea mea, dar tu nu știi câți alți milioane trec prin aceea situație sau chiar mai grave decât ale tale, decât ale mele, de aceea trebuie să ne rugăm și pentru ei. O să vorbesc despre aceasta. Acum, acest punct este foarte, foarte important la care o să stărui puțin mai mult. Sfințească-se numele tău. Da? Deci Tatăl nostru care ești în cerul. Avem această imagine, El este în cerul, știm atributele caracterului, numelui, atotputernicia Lui, suveranitatea Lui, mila Lui, îndurarea Lui, dragostea Lui, tot El este totul ce noi avem nevoie, este sursa noastră de unde putem trage, condiția este să ajungem și noi în locurile cerești, în Duhul, să ne putem conecta cu Tatăl în ceea ce cere. Fiind acolo, primul lucru, nu încep să ceri, ci încep să spui, sfințească-se numele tău. Asta înseamnă că începem rugăciunea cu reverență, cu adorare, cu respect, cu smerenie, în frică de Dumnezeu, realizând cui vorbim. E adevărat de Tatăl nostru, dar totodată nu uităm și nu dăm la o parte că e un foc mistuitor, nu dăm la o parte că El este atotputernic și totul se pleacă înaintea Lui, El este Sfânt, 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 și am mai spus cu acesta, oare de ce din atâtea atribute, zeci de nume ale lui Dumnezeu în ceruri, nu se zice Dumnezeu, continuu să se repete, tu ești dragoste, dragoste, tu ești milă, milă, tu ești pace, pace, nu. În cer se strigă de milioane de ani, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și vedem cu Domnul Iisus, pentru că știa lucrul acesta, aceasta ne descoperă, mai întâi de toate, noi trebuie să-L onorăm pe Dumnezeu și să declarăm că El este Sfânt. Aceasta, e foarte greu dacă trăiești Sfințenia lui Dumnezeu ca să vorbești despre ea. Cum am mai spus, de câteva ori am experimentat aceasta și e greu să spui în cuvinte seci și goale și doar să repetăm cuvântul, Tu ești Sfânt. Iartă-ne, Tată! Iartă-ne că date ori ne grăbim în rugăciune, ne grăbim în vorbire, știm atâtea despre Tine, dar nu realizăm puterea care este în Tine. Nu înțelegem adevărata reverență, adevărata laudă, adevărata smerenie.
ce înseamnă de a veni la picioarele tale și să spunem Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vrem să sfințim numele Tău în această zi. Vrem cu adevărat, Doamne, să ne descoperi fiecăruia sfințenia numelui Tău. Că știm că și cu siguranță nu vom mai putea păcătui. Avem nevoie de această sfințenie care e atât de puternică, atât de pură, atât de curată, atât de plină de flăcări, care arde tot ce este firesc și omenesc în noi. Te eliberează, Tată, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Tău cel Sfânt, peste fiecare, această revelație a sfințenii Tale. Tu ești Sfânt. Tu ești Sfânt și atotputernic. Te adorăm, te slăvim și îți mulțumim. Te rog, lasă sângele Tău spre noastră, că nu putem să stăm în prezența Ta. Nu putem, Doamne. Cuvintele noastre sunt seci și goale, fără împuternicirea dată a Duhului Sfânt. Iartă-ne! Iartă-ne că de atâtea ori folosim numele Tău în deșert. Iartă-ne! Iartă-ne! Sfințească-se numele Tău. Tu ești Sfânt, Sfânt, totul strigă. Și ne unim cu cei 24 de bătrâni și cele 4 furtunii și milioanele de îngeri și strigăm în adorare, Sfânt, 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 ești Tu, Doamne. Te iubim și Te adorăm. Dă-ne acest har de a intra în prezența Ta. Dă-ne acest har de a ne putea atinge de poala hainei Tale, ca să ne sfințești prin adevărul Tău, prin cuvântul Tău, să putem să fim una cu Tine. Ești prea măreț, ești prea minunat, ești prea sfânt pentru noi, Doamne, dar ce har că ne-ai dat pe Domnul Iisus și prin sângele Lui avem trecere liberă înainte. Glorie, glorie, glorie! Glorie, 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 che era la cassa para conto tutto con i paracata. Glorie, glorie. Purifica-ne, Doamne, mintea, gândirea, vorbele, voința, inima noastră, trupul, sufletul și Duhul nostru. Purifica-ne, Doamne. Pentru că ne atragi ca un magnet. Este atât de minunat cu Tine și în prezența Ta. Nimic nu se compară, nu contează durerea prin care trecem, nu contează luptele, lipsurile, bolile, morții, nu contează. Suntem în prezența Ta. Acolo este locul nostru. Îți aparținem, am fost creați pentru Tine, am fost creați pentru prezența Ta. Îți mulțumim. Vrem să gustăm mai mult din frumusețea, tingerii Ta. Glorie, glorie, glorie. Hallelujah. Yahweh. Yahweh. Holy. 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 Ce vrei Tu, Doamne? Vreau ca copiii mei să se apropie de Mine, să îndrăznească prin sângele Fiului Meu, să se apropie de Mine. Eu doresc să împărtăși cu voi. Doresc să veniți înainte. Nu vă temeți. Sunt Tăticul vostru.
Vreau să vă vorbesc de la inimă la inimă. Vreau să vă ajut să vă eliberez de tot ce oprește părtășia dintre mine și voi. Voi trimite lumina adevărului meu să pătrundă înăuntru vostru. Vreau să trimit lumina dragostei mele ca să ardeți de dragoste pentru mine. N-o să puteți să mă iubiți niciodată decât cât focul dragostei care vine de la mine. Nu vă lăsați înșelați de emoțiile voastre. Veniți cu îndrăsneala. Cam atâtea să vă dăruiesc. Am atâtea să împărtășesc cu voi. Dar voi stați la distanță. Priviți la mine ca la cineva care e departe și de neatins. Dar de aceea am trimis pe Fiul meu. Ca să puteți veni în prezența. Vreau să vă fac bine pentru că vă iubesc și vă doresc să avem părtășii. Doamne, minunat ești tu, Doamne. Minunate sunt căile tale, cuvintele tale, frumusețea ta. Minunat ești tu, Doamne. Prezența ta sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Atrage-ne, Doamne, pe toți la Tine. Te iubim, Doamne. Vorbește-ne în continuare. Aleluia! Da, momente din acestea... Așa îmi place să fiu singură cu Domnul. Dar continuați și căutați-vă timp să stați singur cu El și începeți cu sfințenia Lui. El este sfânt, dar este atât de înfricoșător totodată, dar în același timp este atât de atrăgător. Simt că este ceva care mă atrage, că aparțin acolo, fac parte din El, El din mine. Prin Duhul Sfânt totul se poate face. Acolo este locul nostru. Acolo trebuie să locuim întotdeauna până ajungem în cer. Acolo este locul, prezența Lui. Și trebuie să învățăm să luăm prezența Lui oriunde mergem. Dar ce repede cadem, iartă-ne, Doamne. Mai departe, cuvântul spune, sfințească-se numele Tău. Care nume? Pentru că am căutat până în concordanță, sunt sute de nume. Și de câte ori se repetă acest cuvânt, numele meu. Și am zis, Doamne, care nume? Și mă duce din nou Domnul la Moise, la Exodul 3. Când Domnul i s-a arătat lui Moise, și i-a zis, du-te să salvezi poporul meu. Moise a discutat puțin cu Dumnezeu, fac istoria scurtă, dar ceea ce a fost important a zis, ok, mă duc, dar cine m-a trimis? Cine ești tu? Ce spune-le, eu sunt Iahve. Cum adică eu sunt? Eu sunt, dar nu e un nume? Dar spune, eu sunt.
ce sunt. Adică sunt tot, pot totul, tot ceea ce eu am nevoie. De aceea evrei în ziua de astăzi, mai ales evrei ortodoxi, nu pronunță numele Yahweh. Avem multe nume, Adonai, Elohim, toate celelalte, nu intru acum în ele, în aceste cuvinte, aceste nume ale lui Dumnezeu, dar acest cuvânt, Yahweh, nu-l pronunță foarte rar. De ce? Le este teamă să nu ia în deșert numele Domnului. Exod 20:7, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Domnului. Levitic 19:12, să nu jurați strâmb pe numele meu, căci ai necistit astfel numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. Ar trebui să mai citim în Vechiul Testament, să vedem această unitate totuși între frumusețea lui Dumnezeu ca și Tatăl nostru și totodată suveranitatea Sfinții Lui ne va atrage. Dar vom fi mult mai atenți în vorbirea noastră, în rugăciunea noastră și cu siguranță cuvintele vor avea așa însemnătate pentru noi. Vom fi conștienți de puterea, de prezența lui Dumnezeu și atunci răspunsurile le vom vedea mai des și mai multe. Ce înseamnă, e a treia poruncă din cele 10 porunci, aceasta să iei în deșert numele Domnului? În unele traducere se spune, și am găsit din dicționar, poate să înseamnă ceva gol, nimic, fără valoare, fără scop. Deci este ceva care de multe ori folosim numele Domnului, se repetă mereu, oh my God, se zice în engleză. Și am văzut unul, poate, în sfârșit nu mai spun acum asta, că nu are legătură cu aceasta. De atâtea ori folosim numele lui Dumnezeu, numele lui Iisus, așa în convorbirile noastre, în vorbele noastre, adaus. Și aduceți-vă aminte că Domnul zice, vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor care ne-a ieșit din gură. Vom fi judecați de orice cuvânt. Când realizăm cine-i Dumnezeu, când realizăm suveranitatea Lui, frumusețea Lui, puterea Lui, dragostea Lui, nu mai putem să spunem la orice vorbă, o, Doamne, o, ferească Domnul. Tot, deci nu neapărat că sunt înjurături, ferească Domnul de cei care înjură pe Dumnezeu, Tată, ai milă, ai milă de noi, de toți și de toți care înjură numele Tău. Dar ar trebui să fim mult mai atenți. Și când ne rugăm și când spunem, Tată, trebuie să tremurăm când pronunțăm numele Iisus, Domnul nostru Iisus. Să avem în imaginea noastră persoana. De ce numele este foarte important? Gândește la numele tău. Și cineva să râdă și numele tău să-l răstălmăcească și să-l zică într-o formă comică. Nu-ți place. De ce? Te jicnește. Te deranjează. Nu-i așa? Numele are atâta valoare. Când spui numele unei persoane, te uiți la acea persoană, cum arată și caracterul, viața, părinții. De aceea, când spunem numele lui Dumnezeu, care dintre numele lui Dumnezeu îl folosim, imediat noi trebuie să avem perspectiva, imaginea realității acestui Dumnezeu viu, real, atotputernic, plin de dragoste, plin de bunătate, care este cu noi, este cel care vindecă, este cel care poartă de grijă, este cel care ne dă biruință. Și noi așa de repede vorbim. Doamne, iartă-ne! Ajută-mă, Doamne, pe mine, în primul rând și pe toți. De astăzi înainte să fim atenți când pronunțăm numele Tău, să realizăm, Tu ești chiar aici și eu nu mai îmi permit să fac orice, să vorbesc orice sau să mă rog, oricum, Tu ești aici. Tu ești aici. Îți mulțumesc. De aceea, Domnul ne spune, când un alt lucru care putem lua în deșert numele Domnului este când facem o declarație, jurăm pe numele lui Dumnezeu,
să avem grijă să nu fie o promisiune falsă. În America, nu știu dacă și în România, n-am văzut la judecată oamenii pun mâna pe Biblie și judecă că vor spune adevărul. Dar câți? Câți nu mint? Am văzut niște documentare, eu n-am crezut că e atâta mafie și la judecată, judecători, procurori, avocați și atâta lume intră în pușcărie pe drept, dar mulți pe nedrept. Dar noi avem un acuzator care zi și noapte ne acuză înaintea Tatălui, dacă greșim. Dar avem cel mai minunat avocat. Când noi ne pocăim, El vine și ne apără. Un alt lucru care putem folosi numele Domnului în deșert, atenție mare și fiecare să ne lăsăm cercetați de Duhul Domnului, este când avem viziuni false, prorocii false, pretenții false de a vorbi în numele Domnului. Cum spune și la Ieremia 23-25, că prorocesc minciuni în numele meu. Deci, sunt persoane care spun, Domnul mi-a spus, sau folosim foarte des acest lucru. Uite ce mi-a zis Domnul. Așa zice Domnul. În America am întâlnit foarte mulți profeți, proroci. Dar să știi că puțin, foarte puțin folosesc cuvântul când prorocesc, așa zice Domnul. Pentru că realizează și știu și au studiat și au fost cercetați, la oricare dintre noi poate să fie interferențe ale firii, ale minții, ale gândurilor, influențe care din emoțiile noastre, care noi credem că e chiar de la Domnul. De aceea eu am făcut o școală profetică în care am fost învățați și poți să spui, asta am simțit din partea Domnului. Nu neapărat că am simțit, dar îndemnul ăsta cumva a venit din partea Domnului. Așa sau așa. Nu imediat încep să spun, așa zice Domnul și încep să judeci și să arunci cu piatra și să blestemi. Atenție mare! Nu că Domnul nu vorbește, nu că n-ai încredere că Domnul ți-a vorbit, dar nu te juca cu cuvintele lui Dumnezeu. Se poate să fiecare și eu și fiecare poate că am greșit și eu m-am cercetat și am zis Domnului, Doamne, eu vreau, niciodată n-am spus ca din partea Domnului dacă n-am simțit ceva, dacă n-am primit o viziune, dacă n-a fost ceva. Dar din orice viziune, din orice cuvânt care îl primești, trebuie nu neapărat mot în mot, cuvânt cu cuvânt, tu să-l iei, ți-l scrii și fiecare cuvânt pentru tine are valoare și însemnătate. De ce? Pentru că darul profetic vine prin limbajul tău, prin cultura ta, prin stilul tău de a vorbi, de a fi, prin intuiția ta, prin inima ta, care se poate să fie plină de judecată, care se poate să fie plină de mânie, se poate să aibă lucruri și prin acea prismă iese cuvântul profetic și ai adus mai distrugere în loc să aduci binecuvântare. De aceea când totuși simți că e ceva de la Domnul, trebuie să înțelege esența ce a vrut Domnul să spună prin acele tumulte cuvinte care poate le-ai primit. Mare atenție să ne rugăm, să ne pocăim. De câte ori am îndrăznit să spunem, așa zice Domnul și n-a fost de la Domnul. Domnul să ne ajute, trebuie să avem totdeauna confirmarea biblică, pentru că așa spune Domnul și este foarte indicat să spui, când simți că e de la Domnul, că Domnul poate să-ți dea cuvânt profetic, e așa îmi dă Domnul mai mereu, bazat pe versete din Biblie. Acolo știu sigur că n-am greșit. Exact așa cum acum mi-a vorbit Domnul. Da? Au fost bazate pe versete din Biblie, dar a fost revelația, a fost cuvântul Rema, care acum Domnul a vorbit. Acum Domnul mi-a spus, bazat pe acele versete. Domnul vrea acum să te încurajeze prin acel verset, că multe versete sunt în Biblie, dar contează foarte mult când Domnul îți vorbește acum și să iei aminte acum. Sunt multe despre aceasta, dar să ne aducem aminte când Domnul spune, eu sunt cel ce sunt. Să medităm la acest cuvânt, acest nume al Lui. El este absolut totul, ceea ce noi avem nevoie. Când noi vedem slava Lui Dumnezeu
putem auzi numele Lui, vedem numele Lui în gloria Lui. Este greu de priceput aceasta dacă n-am experimentat. A cunoaște numele Yahweh, care este cel adevărat, cel milostiv, cel îndurător, cel care poartă de grijă, nu este doar să știu despre El, ci este să-L cunoști pe El. Aduceți-vă aminte, prima mea carte, aceasta a fost motivația schimbării vieții mele, care m-a motivat Domnul să scriu cel puțin prima carte, când am fost în acea disperare. Doamne, știu multe despre Tine, dar eu nu Te cunosc. După ani de zile de pocăință, da, ceea ce vreau să Te cunosc. Nu pot să spun că am ajuns să-L cunosc. Dar am avut mai multe revelații, atingeri, și am intrat puțin mai mult în această dimensiune a Harului, a numelui Său, dar sunt atât de departe. Câte alte lucruri minunate mare Domnul să le descopere din El. Dar aceasta este o căutare continuă. Acum se pune întrebarea. Dacă cu adevărat Îl iubești pe Domnul și realizezi sfințenia Lui, numele Lui, cine este El, te deranjează când cineva vorbește urât despre Dumnezeu? Te deranjează când cineva jură pe Dumnezeu? Când ajungi, poate te întâlnești la magazin și vezi că sunt oameni nepocăiți, înjură, blesteamă. Ar trebui să avem curajul, plin de dragoste, când ei spun blasfemii la adresa lui Dumnezeu, Domnului Iisus, să spui, oh, dacă L-ai cunoaște, n-ai mai vorbi așa. Oh, dar ști ce mult Te iubește. Atunci n-ai mai vorbi așa despre El. Ei realizez că nu realizează ceea ce zic. S-au învățat, au împrumutat acest limbaj. Dar dacă cu adevărat ar trimite Domnul în momentul acela un cutremur, ferească Domnul că toți s-ar bucui cu fața la pământ, Domnul să se îndure. Dacă noi vrem cu adevărat ca numele lui Dumnezeu să fie sfințit, să fie sfânt în viețile noastre, trebuie să devenim urmașii Lui, trebuie să devenim una cu El. Altfel, viața noastră e ca o hură la adresa lui Dumnezeu. Păcatele noastre, mai ales ca și credincioși, dacă L-am cunoscut și noi continuăm să păcătuim, este ca o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Domnul să se îndure de noi. Noi trebuie să trăim într-așa fel încât să nu facem de râs numele Domnului. În așa fel încât El să fie sfințit întotdeauna. Acesta este țelul nostru, să devenim una cu El, în El, încât sfințenia Lui să strălucească noi. Sunt foarte multe versete, vă dau din nou temă de casă, că atât de mult vă va schimba. Doar spun doar câteva versete. Cântați Domnului voi cei iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt. Psalmul 30:4. Vedeți? Cântați voi care-L iubiți, voi cei iubiți și care te știi că ești iubit de Dumnezeu. Prin laudele noastre, noi mărim numele Lui cel Sfânt. Cântați slavă numelui Său. Măriți slava Lui prin laudele voastre. Psalmul 66:2. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui. Deci, când noi spunem sfințească-se numele Tău, înseamnă închinare adevărată în duc și în adevăr. Îl onorăm, îl lăudăm, îl binecuvântăm. Haide să schimbăm stilul de rugăciune acasă, personal, în grupuri, la biserici. Întâi Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Și să începem să lăudăm, să începem să binecuvântăm, să începem să spunem cine este El, frumusețea Lui. Aceasta mărește sfințenia lui Dumnezeu, aceasta ne ridică pe noi la un alt nivel, cum am spus, în locurile cerești. Și apoi, sunt mult mai multe de spus, dar vreau să trăim mai departe. Zice, vie împărăția ta, facă-se voia ta, desfințească-se numele Tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Acestea trei sunt împreună. Este o legătură foarte strânsă între ele. Nu le putem separa. Când noi ne rugăm așa, ca voia Domnului să se facă în această lume, dacă noi nu înțelegem sfințenia lui Dumnezeu, rugăciunea poate să fie zadarnică, că doar cerem, Doamne, facă-se voia Ta, dar nu am depășit, am omis sfințenia lui Dumnezeu, da?
Și m-am dus imediat să cerem. Și rugăciunea poate să fie zadarnică, pentru că nu putem nădăjdui în victoria împărăției lui Dumnezeu în această lume până când numele Lui nu este privit ca sfânt. Împărăția lui Dumnezeu nu vine de la oameni, la oamenii care nu au reverență față de El. Voia lui Dumnezeu nu se împlinește prin oamenii care nu-L privesc cu respect și adorare. Deci trebuie să accentuăm mult pe această sfințenie a Dumnezeu. Începutul transformării noastre începe de la atitudinea și poziția noastră cu privire la sfințenia lui Dumnezeu, a caracterului Dumnezeu. Sunt multe de spus, dar vreau să ne punem câteva întrebări. Cum este posibil ca noi, ca și creștini, să avem mare respect față de Dumnezeu, să avem o reverență autentică, o teamă sfântă în relația cu Dumnezeu și în același timp să folosim în deșert numele Domnului sau să păcătuim? Nu ai cum. Eu nu cred că o persoană care a avut așa mare revelație cu Dumnezeu, a sfințeniei Lui, trăie zilnic în prezența Lui, trăie zilnic în cuvânt și rugăciune, ca apoi tu să te duci să indeșe numele Domnului sau să, poate, nu știu, numai Domnul știe dacă sunt anumite persoane și poate că or fi. Dar aceasta te ține strâns legat de Domnul, cu cât insiști și realizezi sfințenia numelui Dumnezeu. Hai să ne punem întrebarea, cum folosim numele Domnului în vorbirea noastră zilnică? Temă de casă, am mai spus la început. Care este starea sufletului nostru? Ce reverență avem noi față de Dumnezeu? Cum ne rugăm? Cum ne închinăm? Realizăm noi sfințenia lui Dumnezeu? Realizăm noi măreția lui Dumnezeu? Să nu ne amăgim. Avem nevoie să stăruim mult asupra acestui lucru. Revin acum din nou la vie împărăția ta, facă-se voia ta. Cum adică să vină împărăția ta? Încă sunt multe lucruri care nu le cunoaștem. Dar la Luca 17:21 ne spune că mulți vor zice, uite aici, uite acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Deci, nu vorbim doar împărăția Domnului, că vom merge acolo când Domnul va veni cu răpirea. E vorba de aici pe pământ să se împlinească, să vină împărăția ta, să se facă voia ta, este în noi. O împărăție are un împărat. Dacă acest împărat, care este Dumnezeu, este Domnul Iisus, locuiește în noi, împărăția Lui, adică planurile Lui, principiile Lui, voia Lui, sfințenia Lui, caracterul Lui trebuie să fie în noi. Deci, cum putem să cunoaștem care e voia ta, Doamne? Am mai spus de multe ori acest lucru, stând în rugăciune. Trebuie să-i spunem, Doamne, care este voia ta, pentru ce vrei tu să mă rog eu astăzi? Ajută foarte mult vorbirea în limbi pentru a primi lumina mai clară și o discernere ca să înțelegi ce vrea Domnul acum ca eu să mă rog. Cineva spunea, când spune vină împărăția ta, facă-se voia ta, e chiar și cum tradus ar fi fost, Doamne, împărăția lui Dumnezeu, vino acum, voia ta să se facă acum, este ceva ca o poruncă, este ceva imperativ. Vrem voia ta să se facă. Noi avem multe voințe, eu vreau aia, vreau aia, vreau aia, dar care e voia ta? Chiar în lucrurile bune, chiar dacă nu e să cumperi ceva, chiar când e să te duci undeva, chiar când e să faci ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu, întreabă-L pe Domnul, Doamne, e voia ta? Este scris în cer acum ca eu să fac lucrul acesta? E un lucru bun, dar eu vreau timpul tău ca să se împlinească voia ta, pentru că voia Domnului este bună, plăcută și desăvârșită, dar voia Domnului de multe ori trebuie să colereze cu timpul Domnului pentru a se împlini planul Lui și voia Lui. Trebuie să ne gândim că acest Dumnezeu atotputernic, care este Tatăl Lui, Tatăl nostru a fiecăruia, El vrea să locuiască în noi tot timpul. Cum? Prin Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt este Cel care ne va ajuta să înțelegem, să pricepem voia Lui Dumnezeu. Unitatea noastră cu Dumnezeu, cu Tatăl nostru, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt, în rugăciune, stând acolo,
acolo în locurile cerești. Aceasta este ca să cerem împărăția sa să se manifeste pe pământ. Precum în cer, așa și pe pământ. Deci, am mai spus de multe ori lucrul acesta. Dumnezeu are scrise în cărți, în cerul, foarte multe cărți. Sunt deja destinul fiecăruia, planul fiecăruia este deja scris în cer. Biblia ne spune mai multe lucruri sau în cer s-au deschis cărțile. Ok, acum, exact ca un râu care curge. Și acel râu curge, să-l comparăm cu voia Domnului, cu planul Domnului. Nimeni nu poate să-l oprească. Cât ai încerca, dacă e un fluviu mare, chiar dacă îl mai pui pământ într-un fel sau altul, el își urmează cursul. Deci voia Domnului nu poți tu să oprești. Dar noi trebuie să ne aliniem cu voia Lui în rugăciunea Lui Dumnezeu. Doamne, vrem ca voia Ta să se facă. Diavolul are un alt plan, o altă agendă. Și eu nu vreau ca voia Lui, planul Lui să se împlinească în viața mea, a familiei mele, a bisericii, a comunității, a țării mele. Eu vreau ca doar voia Ta să se împlinească. De multe ori nu știm care este voia Lui Dumnezeu, dar o cerem zilnic, pentru că aceasta este o rugăciune zilnică. Alte ori, cu cât stăruim în rugăciune, sau v-am spus, ne dă Domnul harul prin vorbirea în limbi, prin revelații, ne dă Domnul o idee, un verset, o imagine, o spune concret care este voia Lui cu privire la anumite circumstanțe. Dar noi trebuie să ne aliniem și să stăm în ascultare de El. Cu privire la voia Domnului, mulți zice, o femeie, mă mărit, nu mă mărit, e acesta bărbatul, nu este acesta bărbatul, să mă mut, să nu mă mut. E adevărat că este greu, dar cu cât stăm în poș și rugăciune, studiem cuvântul, studiez persoana respectivă, locul respectiv. Deci nu doar, ok, Doamne, dăm și îți trimite Domnul un bărbat și tu zici că ăsta e, că te-ai îndrăgostit din start de el, dar ce ei ne știe după aceea câte probleme o să ai. Dacă știi că e voia Domnului, indiferent că ori mai fi anumite discuții, dispute, știi că e de la Domnul și vei merge înainte. Același lucru cu mutatul, același lucru cu plecatul misiune, același lucru în toate detaliile. Doamne, cerem voia Ta. Dar voia Lui Dumnezeu, noi știm care este, ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Aceasta este concret, trebuie să ne rugăm mereu. Voia Lui Dumnezeu, care este? Doamne, scoate lucrător la secerișul Tău. Voia Lui Dumnezeu să vă feriți de curvie, să vă feriți de idol. Sunt atâtea lucruri care le știm care e voia Lui Dumnezeu. Da? Și trebuie să o cerem și la general și concret. Depinde de situația în care suntem fiecare. Mergem mai departe. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi. Ne place asta, da? Aici vreau să accentuez ce vrea Domnul să ne ajute să înțelegem. Pâinea noastră, Tatăl nostru. Când ne rugăm să nu mai fim doar egoiști, doar pentru noi. Să ne rugăm pentru toți. Cerem pentru toți care sunt în nevoie. E vorba de pâinea fizică, proviziile și de pâinea spirituală. Te-ai gândit mai demult când citeam și m-am rugat cu această rugăciune, niciodată nu mi-a venit acea revelație, oh, stai puțin, eu nu cer doar pentru mâncarea de zi cu zi, e vorba de pâinea cea de toate zile, pâinea de astăzi, cuvântul de astăzi, ce cuvânt îmi vorbește mie astăzi? Doamne, ce este pregătit pentru mine? Ce vrei să-mi vorbești tu mie astăzi care să mă hrănească? Care să-mi dea vitamine, care să-mi dea bucurie. Ce cuvânt? O să citești la rând, citești pe sărite. Duhul Domnului, când mergi intenționat cu acest gând, îl vei găsi. Și acel verset te va hrăni în ziua respectivă. Una, poate că deja ești în necaz sau în suferință și Domnul ți-a dat o încurajare. Sau tu nu știi ce urmează în ziua respectivă să se întâmple în viața ta. Și imediat Duhul Domnului ți-aduce aminte ce ai citit dimineață. Nu te supăra, că supărarea duce la rău. Ți-aduce aminte versetul care l-ai citit de dimineață, care a fost pâinea ta. Bucură-te, laudă-L pe Domnul. Sau acel verset va fi pentru cineva cu care te vei întâlni. Fie prin telefon, fie pe mesaj, fie în realitate. Îți spune durerea și imediat Duhul Domnului ți-aduce aminte. Acea pâine a fost pentru ea sau pentru el. Nu e așa că e minunat? De aceea noi trebuie să ne hrănim zilnic și să nu pleci până nu simți că Domnul ți-a dat acea pâine, acel cuvânt.
Acum, dacă Tatăl știe că noi avem nevoie înainte să cerem, nu? Din nou spui întrebarea, dar oare de ce trebuie să mai cerem? Pentru că El așa ne spune, să cerem în fiecare zi, trebuie să ascultăm. El, noi cerem, iar El este Cel care ne va răspunde. Când cer ceva pentru tine personal, Doamne, și toți ne rugăm, vreau mai multă putere, vreau dar de vindecare, vreau de prorocie, vreau de-aia. Ok, Domnul e bun și El dă darul bune celor care îl iubesc, da? Pentru că Tatăl este bun. Dar trebuie să fii sincer cu scopul, motivația inimii tale, de ce vrei neapărat. Este pentru ca tu să ieși în evidență, indirect, tu nu realizezi. Dar dacă nu ai o inimă zdrobită la cruce, ca a Domnului Iisus, să simți pentru alții că dacă primești anumite daruri, sunt pentru alții, așa ne spune cuvântul. Când Domnul vede inima ta, inima mea, total purificată, zdrobită, încărcată de El și nu mai avem nimic pentru mine și am scăpat de supărări, de ofense și de mândrie și de eu-ul acesta care totdeauna vrea atenție, totdeauna vrea să fie apreciat, totdeauna vrea să iasă în evidență, să fie în față, să cânte, să vorbească, să se roage, să predice. Când acestea le-am pus pe cruce, Domnul dorește și îți va da mult mai mult decât ai cerut, pentru că va fi totul pentru gloria Lui și pentru binele altora. Dumnezeu ne poate încredința mult mai mult decât avem nevoie, pentru că El ajunge și ne cunoaște inima, că își cere pentru toți. Țineți minte ucenicii, după le ridic, înălțarea Domnului Iisus, toți au trăit, au adus toate banii, casa, masa, tot ce au avut și au trăit toți din belșug, au trăit în unitate. Oare va veni vremea aceea să trăim așa într-o unitate încât toți să punem toate? Nu cred că va mai fi situația aceasta, pentru că acum sunt prea multe bogății și nu e ușor să le lași. În sfârșit, mergem mai departe. Noi, să nu uităm, suntem mădulari în trupul lui Hristos, de aceea trebuie să avem grijă unii de alții. Dacă unul păcătuiește, care e atitudinea ta? Treaba lui, a păcătuit, se duce în iad, va primi pedeapsă. Gândește-te în familia ta, dacă soțul tău a păcătuit, sufere toată familia. Dacă copilul tău a păcătuit, sufere toată familia. Dacă tatăl, mama a păcătuit, sufere toată familia. De ce? Noi suntem mădulare în trupul lui Hristos. S-a rănit un deget, toți ceilalți sufere și toți ceilalți încearcă să ajute, nu să-l taie. Da? De aceea ne aducem aminte cu Acan, când a furat, toată familia i-a murit. Oare de ce, Doamne? În momentul când noi ne gândim la acest concept de unitate în familie, în biserică, în creștinătate, viața noastră ar fi mult mai plină de pace și de dărnicie și de ajutorare. Și nu mai suntem acele persoane care judecăm, criticăm sau stăm nepăsătoare treaba lor. Nu! În trupul lui Hristos cineva aduce lipsă de cuvânt, de rugăciune, de îndemn, de pâinea fizică, de hrana trupului. Noi ceilalți trebuie să ajutăm. Trebuie să ne vedem mădulare unii altora. Capul este Hristos. Da? Și El ne îndeamnă prin Duhul Sfânt. Dar numai că noi, de cel mai multe ori, nu ne pasă, ne gândim doar la noi. Domnul să ne ajute la aceasta. În momentul când ne rugăm pentru noi, Doamne, ajută-ne să prosperăm, să avem, să fim vindecați. Totdeauna, Doamne, să ne rugăm. Ajută-i pe toți să prospere. Ajută-i pe toți să fie vindecați. Ajută-i pe toți. Și am îndemnat surorile de atâtea ori. Prin ce situație trăiești tu? Cu soțul, cu copilul, cu părintele, cu sănătatea? Cu aceeași pasiune, durere, roagă-te pentru atâția alții sau altele care trec pe acolo. Asta este plăcută înaintea Domnului. Atât de mult. Roagă-te mereu la plural. Roagă-te mereu. Doamne, ajută-ne și când mijlocim. O să vorbesc altă dată mai multe detalii despre mijlocire. Acum ajungem la și iartă-ne nouă păcatele, precum și noi iertăm greșiților noștri. Vedem ceva aici foarte important. Pâinea noastră cea de toate zile, deci cere zilnic mana.
cere zilnic hrana să-ți dea Domnul. Când e vorba să ne rugăm să ne ierte păcatele, de asemenea trebuie să fie o responsabilitate zilnică. Să te rogi zilnic de orice gând, vorbă, faptă pe care ai făcut-o. Mai ales seara când te duci la culcare, nu lăsa mânia să vină peste tine, să vină noaptea peste mânia ta, că atunci diavolul atât de mult te va chinui și de acolo ies rădăcini de amărăciune, tulburare. Gândește-te la orice gând care nu a fost curat, care a fost negativ cu privire la alții. Orice vorbă, fie tonul vocii, fie duritate, fie orice cât de finuț, cere lumina Duhului Sfânt. Duhul Sfânt te arată. Și cu cât ești în cuvânt, în lumină și ești în căutare după adevăr și vrei să trăiești în sfințenia lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, te asigur. Am mai scris în cărțile mele. Îți va aduce Duhul Sfânt aminte, m-a spus și de tonul vocii tale. Îți va aduce aminte, Domnul, de fața, că te-ai strâmbat poate la altul și ai făcut o figură care a arătat ceva negativ în inima ta, chiar dacă n-ai vorbit. De orice lucru care nu l-ai făcut și puteai să-l faci, v-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Cine poate să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Da? Câte multe oportunități au fost în calea noastră ca să facem bine și nu am făcut. Am săvârșit păcat. Te-ai rugat pentru aceasta? Câte lucruri nu știm. Nu știm că am greșit. David ne învață, Doamne, iartă-ne păcatele din neștiință. Te-ai rugat pentru asta? Cereți iertare zilnic pentru orice cum ai greșit. Iart. Cere Domnul iertare și, bineînțeles, dacă ai greșit cuiva, du-te și cere iertare. Deci trebuie să ne verificăm fiecare atitudine, cum am spus, fiecare gând, fiecare motivație. Căci am întristat fața Domnului și nu vrem să fie nimic între noi să el sau să-i dăm prilej diavolului. De ce? Pentru că celor de-abia așteaptă așa, o singură idee, gând, vorbă, supărare. Îi deschide ușa și el vine și începe să atace, să facă mai mult rău. Acum, iartă-ne nouă păcatele, ne cerem iertare, precum și noi iertăm greșiților noștri. Aici este problema mare. Și m-am gândit, după ce se termină rugăciunea, Domnul Iisus mai adaugă la versetul 14, dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile, nici Tatăl vostru nu vă va ierta. Zic, oare de ce n-a pus Domnul Iisus acest verset chiar aici? Aici se potrivește. El știe de ce. Să ne aducem aminte la Matei 18, 32, când a fost vorba de acei datornici. Unul a fost dator 10.000 de galbeni. Și pentru că s-a rugat, iartă-mă, iartă-mă. Stăpânul l-a iertat, dar el când a ieșit de la închisoare a găsit unul care era dator 100 de lei. Ce se compară 100 de lei cu 10.000 de galbeni? Și el a zis, dăm tot, el a zis, iartă-mă, mai așteaptă, că o să-ți plătesc. Nu? Și l-a băgat la închisoare. Ce ne spune asta? Cuvântul spune, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datorea. Tot așa va face și Tatăl meu ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său, pe cel care a greșit. Ajung din nou la mesajul care l-am vorbit data trecută, mai reascultați la ofense, supărare. Câți dintre noi nu ținem ofense, supărare împotriva cuiva? Ne supărăm că mi-a zis, că mi-a făcut, că... Și câte și câte nedreptăți, lucruri care sunt reale, dar Domnul zice, iartă. Totdeauna să te gândești câte păcate mi-a iertat mie Domnul. Dar vezi, el e undeva departe, el este sfânt, a murit pentru mine, a ajuns să fie cumva o teorie. Dar știu și simțim că suntem iertați. Dar când cineva ne greșește, de ce ne este greu să iertăm? Firea, eul, mândria. Dați-l pe mâna chinuitorului, știți ce înseamnă? Duhuri necurate au drept în viața ta. Boală, supărare, probleme, tot felul de atacuri demonice vin cel mai mult din cauza neiertării. Oameni de știință, doctori,
oameni care ajută oamenii să fie încurajați, motivați. De asemenea, vorbesc înainte să înceapă conferințele lor. Gândește dacă ai pe cineva care nu poți să ierți. Trebuie să alegi să ierți. Dacă oamenii din lume care nu folosesc sângele Domnului și numele Domnului au ajuns să realizeze puterea neiertării și puterea iertării, câtă libertate, sănătate, bucurie aduce în sufletul omului cel care iartă. Când vezi un om tulburat, supărat, trist, acolo e atâta durere acumulată, amărăciune, neiertare. Când cineva se supără imediat de orice, indirect, nu l-a iertat. V-am mai spus de atunci și cu copii. M-am supărat, m-am tulburat, n-am putut să mă închin. De ce? Nu l-am iertat. Trebuie să spui. Și acea iertare, când ai spus te iert, automat simți că ți s-a luat amărăciunea, supărarea. Asta nu înseamnă că mai ai aceeași relație cu acele persoane. Depinde ce rău ți-a făcut. Dar, cel puțin, am pace și am liniște în inima mea. Numai tot timpul mintea mea gândește ce să zic, ce să fac, dar de ce a făcut, cum a putut să facă, ta-ta-ta, și tot timpul cu astfel de stări e mintea noastră. Nu, în momentul când ai iertat, ești liber. N-ai nicio afecțiune, n-ai nicio tulburare și poți să te închini, poți să lauzi pe Domnul. Dar vedeți ce amenințare groaznică este în aceste două versete și de la rugăciunea Tatăl nostru când ne spune dacă noi nu iertăm, nici Tatăl nu ne iartă. Și mergem la biserică și ne rugăm și ne închinăm și totuși avem neiertare. Suntem neiertați și nu se știe ce atacuri demonice poate să vină în viețile noastre. Lucru care nu propășesc, lucru care nu merg bine. Poate să fie. Asta nu înseamnă că, ok, toți care trece prin încercări au neiertare. Dar verifică-ți viața. Nu cumva am în mine o supărare, o neiertare împotriva cuiva. Alege să ierți. Spune, Doamne, aleg să iert persoana respectivă și să o binecuvintez. Să o văd ca o unealtă în care diavolul își bate joc de ea, de el. Și prin ea, el vine să mă atace pe mine. Nu, aleg să iert. Eu vreau să fiu liberă. Omul care iartă e liber. Celălalt poate habar n-are de tine. Da? Domnul să ne ajute pe toți de aceasta. Neiertarea, am simțit toată din partea Domnului că noi nu iertăm, este o ofensă la adresa jertfei de la Golgota. De ce? Adică Domnul Iisus lasă cerul în sfințenia și splendoarea și frumusețea de neimaginat a cerului. Vine pe pământ ca rob, moare în cel mai dureros mod să mă ierte pe mine și pe tine. Și noi la rândul nostru, noi nu iertăm pe alții. Aduceți-vă aminte ce spune Domnul Iisus la Matei 18:21-22. Petru s-a apropiat de el și a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis, nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Pe zi, din nou, Domnul să ne ajute dacă ai dragoste. Dacă Hristos este în inima ta, te asigur că poți să ierți. Pe moment, e o frustrare, e o supărare, dar imediat îți revii. De ce? Pentru că tu ești hrănit, te hrănești mai mult cu cuvântul decât cu firea și lucrurile acestea, eul tău e pe cruce și nu mai poate, mai vine câteodată puțin, mai înviază el, dar tu imediat l-ai pus. De ce? Ai învățat această lecție, te-ai disciplinat și știi că nu, Domnul nu-i place și nici ție, ca om nu-ți mai place supărarea, tulburarea, cearta și toate acestea. Vrei să fii liber, vrei să te poți bucura, Domnul. Multe mai sunt de spus, dar încerc mai repede și nu ne duce în ispită. Ce înseamnă să te duci în ispită? Doare Domnul te duce în ispită? Ne spune cuvântul clar, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Oare translarea a fost greșită? M-am uitat la toate translările, toate spun același lucru. Nu înțelegem, dar poate să deducem de aici ceva și am fost inspirată de un frate care spune aceste lucruri. Da, este un mister, dar poate să fie un test. Adam a fost testat, a venit ispita peste el, dar nu că Dumnezeu a trimis-o. Avram a fost testat de Dumnezeu ca să-și ia copilul să-l omoare. Iov a fost un test, dar diavolul a fost cel care l-a dus în această suferință. Domnul Iisus a fost ispitit de Satana. Deci, să o luăm ca niște teste. Adică, nu ne punem în situația în care să fim ispitiți. Nu ne punem la încercare. Deci, cu alte cuvinte, așa să ne rugăm. Doamne, nu mă duce în stare din aceasta, că s-ar putea să cad.
Eu n-am atâta credință, eu nu am atâta putere, poate, ca și alții. Nu mă duce în situații din acestea care eu pot ca să cad. Doamne, nu mă pune la încercare. Nu mă expune la săgețile arzătoare ale vrăjmașului. Dar avem dreptul să cerem acest lucru. Nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Poți să spunem, Doamne Dumnezeule, pune un zid de apărare în jurul meu. Apără-mă Tu, fii Tu scutul meu, pavăza mea. Tu ești turnul meu de scăpare. Doamne, nu știu ce vremuri vor veni. Te rog, apără-mă, nu mă duce în stări de ispită. Nu. Săptămâna trecută am fost cu Grace, fata mea, a trebuit să merg la... cum se zice în românește, la judecată. De ce? Pentru că a fost o vreme când nu a pus acel semn, la noi este N, de începător cu mașina, și a tras-o poliția și de ce nu l-a pus, ea tot mai plecase, a neglijat, a uitat și i-a dat amendă de vreo $110. Aici poți să disput tichetul, adică, cu alte cuvinte, faci contestație și aproape după un an de zile i-a venit rândul să meargă. Și frumusețea mare a fost că ea după aceea a dat examen și acum are întreg carnetul, deci nu mai trebuie să poartă acel semn. Și la noi, dacă polițistul nu se prezintă, ești din start, ești... e liberat, deci nu plătești nimic, indiferent cât a fost de mare amenda. Dacă polițistul este, el este acuzatorul tău. Și am avut această imagine așa, judecătorul, acuzatorul, avocatul. Zic, o, Doamne, ne-am rugat înainte, Doamne, fă o minune să nu plătească. Și a venit polițistul, zic, ah, dacă a venit acuzatorul, e clar. Dar el a vorbit cu persoanele respective, care erau mai mulți, care aveau... amenzi date și când a vorbit cu Grace a zis, ok, acum am dat examen, nu mai pot, zice, ok, atunci rămâne amenda doar $25. Ok, și asta a fost. În timp ce am plecat de acolo și era la ghișeu să plătească, în dreapta văd niște bani jos, când mă uit, $5. Ah, zic, tot mai bun pentru cafea. Dar imediat, Duhul Domnului, nu sunt ai mei. Nu era nimeni pe acolo, absolut nimeni nu era. M-am uitat, cineva care a fost pe acolo, i-a căzut din buzunar. Te bucuri, da? Și am zis, nu, Doamne, poate persoana respectivă se întoarce înapoi. Sau de ce să nu fie o binecuvântare pentru alții? Și m-am dus la doamna respectivă și am spus, uite, am găsit banii ăștia jos. Poate cineva i-a pierdut. În niciun caz ei de acolo, pentru că ei erau închiși acolo toți cu geamuri. Numai cineva care a fost. Dar poate se întoarce sau poate cumpără ție o cafea. Oh, apreciez foarte mult, dar zicea, da, nu, las că o duc mai departe la șefa mea. Nu, ia băgat, ea în buzunar. Dar vreau să zic, ispite mici poate să vină. Și ești foarte tentat să-i, oh, na, e binecuvântarea Domnului, Dumnezeu m-a binecuvântat. Jehova Jireh, Dumnezeu care poartă de grijă. Pe o parte așa zici, dar e testul inimii tale. Cât de corect ești, cât de curat ești, chiar și când vezi aparent o binecuvântare. Domnul să ne ajute la aceasta. Deci trebuie și avem dreptul să cerem Domnului să ne păzească, să nu trecem prin ispite, să avem o atitudine de smerenie, să nu ne credem prea spiritual. Atenție mare aici. Vrem să ajutăm pe alții și s-ar putea să cazi, cuvântul ne spune. Deci s-ar putea să consiliez pe cineva și cunosc multe persoane care aveau și show de televiziune și consilia persoane. Dar până la urmă ia să cadă în păcat chiar cu unul care îl consilia. E foarte trist, nu judecăm, că după aceea, într-adevăr, a fost o pocăință mare și acum ei, ca soț și soție, ajută pe cei mai mulți care divorțează sau care au căzut în păcat prin mărturia lor și cum Dumnezeu a lucrat la viața lor pentru restaurare. Dar, vedeți, deci uneori nu te băga unde știi că nu poți. Doamne, izbăvește-mă de ispită. Nu mă duc acolo, nu mă simt eu atât de echipat. Nu mă simt atât de puternic să intru în lupta asta cu demonii. Să te duci imediat și pe internet, hai că scot demonii afară și începi tu să poruncești. Nu te băga repede. Da? Cazi în ispită și apoi vin atacurile peste tine. Diavolul știe cât de tare ești. Diavolul de-abia așteaptă ca tu să deschizi gura sau să faci o greșeală. După aceea să te atace.
Deci contează mult condiția inimii noastre. Și ceea ce este în inima noastră, poate lipsa, poate îngrijorare, poate pofta, nemulțumirea, calicia, aceasta ne duce în ispidă. Suntem, zice, atrași de pofta noastră însuși și momiți și cădem în păcat. De aceea Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul să se îndure de noi și noi să realizăm că nu suntem atât de puternici și oricând putem să cădem dacă nu este Harul Dumnezeu cu noi. De aceea să nu intrăm unde nu trebuie. La Efeseni 4:27 ne spune să nu dați prilej diavolului. Și apoi ne spune, izbăvește-ne de cel rău. Cu alte cuvinte, Doamne, nu ne expune acolo unde să fim ispitiți, acolo unde să fim asaltați de puterea lui Satan. Asta înseamnă că, Doamne, păzește-ne de săgețile arzătoare ale celui rău. Trebuie să fim echipați, dar trebuie să cerem aceasta. În fiecare zi ar trebui să ne rugăm pentru izbăvire, să fim protejați de orice plan al vrășmașului. Roagă-te zilnic pentru fiecare persoană, pentru fiecare copil, pentru Doamne, izbăvește-l de cer rău, Doamne, izbăvește-l de cer rău, Doamne, izbăvește-l de cer rău. Pe fiecare persoană care Domnul ți-a pus pe inimă, din familia ta, din rude, din prieteni, în fiecare zi de avoloare agenda lui, dar noi ne rugăm, Doamne, izbăvește-ne de cer rău și apoi te duci particular pentru fiecare. Noi știm că Satana a fost un ispititor începând cu Adam și Eva. El a ispitit, el a sedus cei care au translat bine Biblia și care înțeleg mai bine în traducerea în original. Diavolul a folosit un fel de seducție la adresa lui Eva, a sedus-o, a ispitit-o, da? Ca să cadă în păcat. De aceea, nu uitați, asta este metoda diavolului, pentru că el după aceea este acuzatorul. Și acum vreau să accentuez, mare atenție, persoanele care au păcătuit sau au căzut în păcat, mare atenție, că lași vina, din când în când diavolul vine și te acuză, păi tu știi ce ai făcut, din cauza aia tu treci pe aici, din cauza aia înseamnă că Domnul nu te-a iertat și de aceea trebuie să trec pe aici, dar plătesc consecințe și tot felul de gânduri negative. Nu uita, aceasta este vocea acuzatorului. Când greșești, Duhul Sfânt te înștiințează, îți arată cumva, te convinge că ai greșit, tu te pocăiești, te smerești și mergi mai departe, nu lași Duhul acuzatorului. Atâtea mesaje am primit, mai ales de la surori, care sunt sub acest duc de vinovăție, de acuzare. Nu lăsa acuzatorul să te acuze când jertfa Domnului Iisus a fost suficientă să te ierte, dar ai grijă, nu mai păcătui, nu te juca cu păcatul, pentru că totul vei avea de suferit. Domnul Iisus ne spune clar, ești iertat. Lupta cu diavolul este foarte mare și am citit undeva despre Martin Luther, știm cu toții cine a fost în secolul XVI și a fost un reformator foarte puternic în secolul acela. Așa mare luptă era la nivelul minții lui, cu necredință, cu îndoială, cu vinovăție, aproape zilnic era chinuit la nivelul minții, că într-o zi călimarea lui cu cerneală care scria a aruncat-o după diavol, cu alte cuvinte, atât de mult simțea prezența lui diavolului acolo, care îl bombarda cu îndoială, cu necredință, să-și piardă credința, încât chiar fizic a făcut un act din acesta profetic. Deci nu este de glumit, pentru că la fel am primit foarte multe mesaje de la persoane care sunt bombardate cu duhuri de blasfemie, care nu pot să scape de ele. Acolo sunt niște duhuri de vrăjitorie, acolo sunt niște duhuri puternice care continuă și am spus, nu este deloc ușor, trebuie atât de mult să stai în cuvânt, în rugăciune, dar nu lăsa condamnare, ce mi-a pierdut mântuirea. Deci, că am zis lucru negativ la adresa lui Dumnezeu, nu lăsa această condamnare, pentru că zic, tu ai făcut așa ceva, nu zice, vin din afară și simt că mă chinuie zi și noapte. La fel am zis, purifică-ți viața, vezi să n-ai neiertare, vezi pe unde a intrat diavolul, vezi dacă e vrăjitorie, vezi, deci, o cercetare, o verificare amănunțită a vieții tale, da? Și mai cere și ajutor în post și rugăciune, postește, roagă-te ca să fii eliberată de acele gânduri, de acele stări, pentru că sunt foarte puternice aceste atacuri. Am rămas uimită câte persoane îmi scriu despre acest atac. Persoane creștine, nu neapărat care au făcut nu știu ce păcate sau care sunt în lume. De aceea trebuie să ne rugăm, Doamne, izbăvește-ne de cel rău și izbăvește pe toți care trec prin astfel de situații care trec eu. Și apoi ne întoarcem din nou la Dumnezeu, căci a ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Deci vedem concluzia rugăciunii Tatălui nostru, se întoarce înapoi la Dumnezeu. Începem cu El, terminăm cu El. Îi dăm onoare, îi dăm slavă, sfințenia Lui.
bunătatea lui, frumusețea lui, apoi cerem lucrurile cele mai importante, da? Avem nevoie de pâine, avem nevoie de protecție, avem nevoie de eliberare, avem nevoie de lucrurile acestea. Și apoi tot la El ne întoarcem și îi aducem lui toată gloria, toată slava, toată cinstea, pentru că numai El este vrednic, numai El este minunat. El este glorios, El este cel mai frumos, cel mai minunat. Cu alte cuvinte, Doamne, eu am pus cauzele mele pe altarul Tău, acelui care știe, acelui care poate, acelui care este vrednic, acelui care mă iubește, acelui care știe, acelui care ia aminte la rugăciunile mele. De aceea eu Te laud, de aceea îți mulțumesc, de aceea strig lăudat să fie Domnul și suntem izbăviți de toți vrășmașii mei. Și Duhul Domnului îți va aduce aminte multe rugăciuni de laudă, de adorare la adresa lui Dumnezeu. Și spui mereu, Doamne, Tu ești vrednic, Tu meriți toată lauda și slava, ne închinăm Tatălui nostru cel ceresc, cel sfânt, cel desăvârșit, cel atotputernic. Nu e așa că e minunat? Cât de mult ai gândit la această rugăciune a Tatălui nostru? Și v-am spus, asta sunt doar câteva idei, dar fiecare să medităm mai în profunzime la fiecare detaliu, la fiecare cuvânt din această rugăciune și dintr-o dată avem parcă o nouă viziune, o nouă lumină, o nouă revelație cu privire la Tatăl nostru din ceruri, cu privire la rugăciune, cu privire la răspuns. Automat trăim noi o nouă relație cu Dumnezeu. Tată, vrem să Te lăudăm și să-Ți mulțumim că numai prin harul Tău am devenit copii ai Tăi. Și știu că și alții sunt pe drum, ne rugăm pentru ei. Îți mulțumim de frumusețea dragostei Tale, a bunătății Tale, a sfințenii Tale. Din nou spunem, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta în viața noastră, precum în cer, așa și pe pământ. Tatăl nostru, cercetează fiecare inimă. Poate mulți sunt încă sub atac, eliberează-ne de cel rău. Nu ne duce în ispită, ci eliberează-ne de cel rău. Izbăvește-ne de cel rău. Orice plan al vrășmașului să fie nimicit, ars, distrus, în numele Domnului Iisus, doar planurile Tale să se împlinească, tot ce este scris în cer să devină realitate pe pământ, puterea Ta să se manifeste pe pământ prin viețile noastre, Doamne. Doamne, vrem să trăim la un alt nivel, în locurile cerești, aproape de inima Ta, în prezența Ta, unde diavolul nu poate să ajungă. Totdeauna să ne vedem, Doamne, împreună cu Hristos, în Hristos, făpturi noi. Doamne, Tată, ajută-ne și învață-ne să ne rugăm în detaliu, în fiecare zi. Binecuvântăm numele Tău și strigăm Osana, Haleluia. A Ta este împărăția și puterea și slava și tăria și înțelepciunea și bogăția în veci de veci. Amin. Amin, Haleluia.